Vrei să mănânci ceva dulce și sănătos? Hai să-ți arăt eu cum să faci bunătățile acestea fără pic de zahăr, cu doar câteva ingrediente. Te asigur că vor fi un deliciu, în special în zilele călduroase de vară. Sunt o bunătate ușor de făcut și foarte delicioase. Crede-mă, vor fi pe placul tuturor. Hai să-ți arăt și ție cum să faci aceste bunătăți la tine în bucătărie cu doar câteva ingrediente. Am folosit o ceșcuță de afine pe care l-am pus într-un bol. Am adăugat cam 2-3 linguri cu iaurt. Am folosit iaurt grecesc și am amestecat totul bine. Dacă îți plac rețetele mele, te rog să-mi dai un like. Mă ajută foarte mult. Am pus hârtie de copt și am așezat afinile cu iaurt deasupra. Le-am luat, le-am pus la congelator pentru o oră. Am mai folosit și căpșuni. Am folosit vreo 2-3 căpșuni pe care le-am tăiat mărunt cu bulețe. Tu poți folosi orice fruct îți place. Mango, zmeură, orice. Am pus 2 lingurițe de iaurt grecesc și am amestecat totul bine. Lasă-mi un mesaj în comentarii și spune-mi ce părere ai despre rețeta mea. Te rog să mă urmărești și pe Instagram. Mă găsești yami.expert. Acest desert este foarte bun, mai ales atunci când vrei ceva dulce, dar nu prea ai vrea să mănânci ceva nesănătos. Sunt un deliciu, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Eu am avut niște ciocolată de la Paște și așa că am topit-o. Tu poți folosi ce ciocolată îți place. Poți folosi ciocolată neagră, poți folosi ciocolată albă. Am trecut bunătățile acestea prin ciocolată până când s-au acoperit și le-am pus înapoi pe folie, pentru că vor merge înapoi la congelator pentru jumătate de oră. La fel am procedat și cu cele cu căpșuni. Le-am lăsat la congelator pentru încă jumătate de oră și au fost foarte delicioase.